Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la Dincolo de alb și negru, unde astăzi ne-am propus să privim dincolo și dincoace de Prut, din perspectiva iubitorului de cultură și spiritualitate românească. După cum se știe, la Chișinău a fost promulgată recent o lege extrem de importantă care a restabilit un adevăr istoric. Limba română a devenit oficial, inclusiv în Constituția țării, limbă de stat și a înlocuit așa zisa limbă moldovenească în toată legislația din Republica Moldova. Nu s-ar fi ajuns aici dacă n-ar fi existat oameni care de-a lungul timpului au pregătit terenul pentru ca acest vis să devină realitate. Unul dintre aceștia se află astăzi în fața dumneavoastră, Anatol Vidrașcu, unul dintre cei mai importanți editori de carte românească de peste Prut, dar și din România, poate cel mai important prin prisma vânzărilor, editurii pe care a fondat-o în urmă cu mai bine de 3 decenii. Bună seara și mulțumesc pentru prezența în această emisiune. E o mare bucurie, domnule Vidrașcu. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Da, o să-mi permiteți, îmi nevoia să o mai adresez direct telespectatorilor pentru încă 30 de secunde, pentru a sublinia o informație care, doamnelor și domnilor, poate vă va surprinde pe mulți. Primul loc, așadar, în topul vânzărilor de carte din România, este deținut de ani buni de o editură înființată la Chișinău în 1989, prima editură privată care a apărut în Republica Moldova încă sovietică și în România post-decembristă. Da, corect, nu, domnul Vidrașcu? Da, sigur că da. Și dacă considerăm, poate ne oferiți niște cifre în sprijinul acestui Dacă considerăm că Republica Moldova este pământ românesc și este partea României, orice am zis, atunci are și că noi înainte de a se întâmpla evenimentele din decembrie 89, la 3 mai 1989, am fondat această editură privată la Chișinău. Și cu 2 ani înainte de ca Moldova să-și cucerească independența. Deci era încă pe timpul Republicii Moldovenești? RSS moldovenească, da. Și încă vreile puterile destinea Comitetul Central al Partidului Comunist din Republica din Moldova Socialistă pe atunci. Și sigur că visul meu a fi fost să fac o editură privată când vedea că se prăbușește totul de acum și a început epoca glasnostului lui Gorbaciov. Și eram abonat la un ziar de mare tiraj din Uniunea Sovietică, Literaturnea Gazeta, Gazeta Literară, în care citesc un anunț că la Moscova a fost înființată o editură privată, prima editură privată din Uniunea Sovietică, și că ea începe să publice cărți. Și de acolo ideea. Și de acolo e evident ideea, că cei ce întotdeauna la periferiile naționale lucrurile se întâmplau după ce s-a produs ceva. După ce se dădea undă verde de la Moscova. După ce se producea. Dar oricum nu era chiar o undă verde așa foarte clară, pentru că eu presupun că la vremea era încă un pericol, adică nu era riscant. De unde curajul ăsta de deschide o editură privată cu carte în limba, nu, în care ați tipărit cartea, da, în limba românească, cu grafie, da, latină. Cu grafie latină, încă înainte de a apărea legea cu privire la revenirea la grafia latină. Dar era un curaj, asta eu vreau să vă întreb sincer, cum a simțit în momentul respectiv? Nu era atât de mare curajul, fiindcă de acum lumea se descătușase totuși și se năruia tot vechiul regim mai repede și mai ușor decât ne-am fi imaginat. Repercusiunile și răsunetul lui abia acum se resimte în războiul acesta între Rusia și Ucraina. Uh-huh. Dacă am format scenariul din Iugoslavia, probabil că atunci s-ar fi produs evenimente la scară și mai largă decât acum în Ucraina, cu toate fostele republici unionale. Dar așa totul a decurs destul de pașnic și piața era liniștită, încă ținută sub controlul Partidului Comunist. Și da, când am încercat, fiindcă era, ei trebuiau să aprobe această idee, să mi se dea voie ca să deschid o editură privată în RSS moldovenească, și mi s-a spus categoric nu. Și atunci am plecat la Moscova, am găsit editura privată care deja fusese fondată la Moscova, i-am rugat să-mi dea actele lor de constituire și de înregistrare, și înarmat cu documente de la Moscova, am venit la... V-ați dus la Moscova cu tradițional atenție, vinul moldovenesc? Evident, buchet moldav, e un vin așa dulce, care le place foarte mult rușilor. Și m-am dus la secția de ideologie a Comitetului Central, până le cuide de precedentul este, de acum la Moscova s-a înregistrat o asemenea editură. Și da, la Moscova da, dar la noi nu se poate.
Așa? Și cum ați și atunci tot durat discuții și la nesfârșit și acum nu mi s-a mai dat voie să deschid editura privată decât dacă îi dau o altă denumire și nu o să figureze cuvântul editură acolo. Și am spus agenție. Agenția Litera. Și atunci trebuia să o numesc neapărat și cooperatist, fiindcă erau anumite rigori, trebuia să existe în denumire și cuvântul cooperatist, după aceea de reclamă și literară, și a ieșit o denumire foarte lungă. Iar Litera, m-am gândit că dacă tot vorbim atâta de revenirea la grafia latină și cel mai important lucru în alfabet este Litera, s-o numesc Litera, fără să bănuiesc măcar că în România a existat cândva o editură Litera care făcea cărți mai mult pentru grafomani. Oamenii plăteau pentru a-și edita cărțile în tiraje mici. E, indiferent. Agenția a fost fondată fără drept de editare. Și atunci, deci ca o agenție de publicitate mai mult. De agenție de publicitate. Și fără drept de editare și practic ce le-ați promis cenzorilor? Nu le-a spus că o să scoateți carte în grafie la... Dar n-aveam acces la tipografii. Uh-huh. Așa că erau foarte calmi și stăpâni pe situații. Dar după ce am insistat, mi s-a dat voie să tipăresc și cărți, dar cu condiția că vor trece prin filtrul acesta a editurilor de stat. Unde eu lucrasem, la literatură artistică, eu lucrasem. Probabil că eu sunt unul dintre cei mai vechi editori din Republica Moldova, fiindcă lucrez în domeniul ăsta imediat după absolvirea universității din 75. Deci, am fost la o editură de stat, literatură artistică, cea mai mare editură de pe atunci. Și atunci trebuia să mă duc la foștii mei colegi, ei să mi... Deci aveați intrări cumva. Să-mi pun o ștampilă și abia după asta să mă duc la tipografie. Da. Și prima cărțulie a apărut cu o denumire foarte năstrușnică pentru copii mici de grădiniță. La ei trebuia să începem cu grafia latină. De ce și ABC? Pentru copii isteți, pentru băieți isteți și fetițe cu cosițe. ABC pentru băieți isteți și fetițe cu cosițe. Prima, cu cosițe. Da, prima, carte, da. Prima carte ilustrată cu toate literele alfabetului. Și da. Cartea aceasta a apărut încă înainte de a adopta legea, pentru că era dată în producție de acum și a apărut și cărțulia aceasta. Despre ce vorbim, dacă e să vă întreb mai mult, despre simț așa vizionar sau despre talent antreprenoriar în această întreprindere? Probabil ambele, fiindcă... antreprenor, poate că am devenit mai târziu, că atunci când am început editura, eram pe minus, aveam datorii încă, pentru că la moldovenii neauși din rezistența moldovenească, apartamente nu se dădea, spre deosebire de rușii care veneau din Siberia și de alte părți și primeau cheile la apartamente pe peronul gării. Da. Noi era o lege nescrisă ca moldovenii să fie acceptați mai puțin în capitală ca să schimbi procentul moldovenilor față de cei vorbitori de limba rusă sau față de ruși. În fine, am început-o pe cuvântul de onoare, pentru că la tipografie mă cunoșteau după ce lucrasem atâta la editora de stat și îi făceam comenzi. Așa că mi-au acceptat cu promisiunea că o să-mi facă o carte, o să le plătesc în 3 luni, după aceea o să-mi facă alta sau 2 și iar o să plătesc 3 luni și tot așa. Deci ați început pe credit. Pe credit. Și dacă n-ar fi fost asta, probabil că n-ar fi apărut. După aceea și-am vândut câteva titluri de carte, am făcut și un calendar în format foarte mare A3, icoane vechi moldovenești, pe care l-am tipărit oricător părea de stare la Moscova. Acolo nu aveam o asemenea capacitate și l-am tipărit cu un tiraj foarte mare. Numai că ei s-au lenevit și mi-au dat pe luni. Ianuarie, tot tirajul. Februarie, tot tirajul. Țin minte că așa acum aveam copii mici și eram într-o cameră la subsol acolo și le așezam în ordine. Ianuarie, februarie, martie, așa puteți mai departe. Să da, faceți ca... calendarul noastră, da, practic. Da, fiindcă mai era trebuia să le mărușăm într-o casetă acolo să le facem. Și le-am scos în vânzare. Să știți că în toate aceste icoane vechi moldovenești, foarte frumoase din muzee luate, fotografiile au servit drept icoane pentru foarte multe
doamne în vârstă, hai să le zicem așa, care credeau în Dumnezeu și nu și-au pierdut credința și atunci au încleiat foaia respectivă, tăind luna, evident, că asta nu le interesa, pe o scândură și o puneau în colțul cel mai decis de al casei. Oricum, era branduit calendarul, adică era acolo agenția sau cum spunea, litera, da, nu? Sigur că deci da, așa ați acoperi și cumva fișa postului, așa cum ați promis, practic, cu o agenție de publicitate, v-ați făcut indirect reclamă. Deci așa ați început. Și uite unde ați ajuns, și am rămas datorii telespectatorilor cu o informație, ați ajuns unde în ziua de astăzi, practic, să fiți lider de vânzare de câți ani încoace? Astăzi suntem în fruntea clasamentului și asta mai mult datorită fiilor mei, fiindcă la noi e o afacere de familie, sunt implicați cei doi fii mai mari ai mei, am patru de toți și toți sunt în România, și a nurorii mele, care fac parte din conducerea editurii și, evident, că muncesc din zori și până noapte, da, fără multe cafele și fără multe vorbe. Ca să ajungă la performanțe de... Când lucram la editura de stat, la literatura artistică, care era o editură mare, totuși scotea câte o carte în fiecare zi, avea vreo 300 de titluri, 300 și ceva pe an, m-am gândit că nu cred că o să ajung la o asemenea realizare. Și acum, cât anul 2019 am tipărit 900 de titluri. Deci trei ori. Da. Aproape mai am mult văzut și eu topul acesta al vânzărilor, documentarea făcută și, într-adevăr, ați detașat la capitolul cifră de afaceri și vânzări pe primul loc și inclusiv în anul trecut, în 2022. Da, da, da. Deja de vreo 15 ani suntem neschimbat pe primul loc și aceasta se poate foarte ușor controla la Registrul Comerțului, acolo unde verifică impozitele și după impozitele plătite se calculează și cifra de afaceri. Asta e simplu. Cum vă explicați? Care e rețeta acestei afaceri? Ei, în primul rând, că muncim cu multă abnecație, ca să fiu și patetic la un moment dat, dar probabil că s-a transmis de la mine setea aceasta de a edita mult și cât mai mult, fiindcă eu deși am avut o copilărie fericită, părinții mei erau învățători. Deci de acolo dragostea de carte? Dar, din familie? Da, din familie, da. Taicu era profesor de istorie, mama de limba moldomnească, cum se numea pe atunci, și directoare de școală. Veneau cărțile în biblioteca școlară și eu aveam primul acces la ele, noutățile toate câte veneau. Dar vă imaginați că la început, când eu aveam de acum 8-9 ani și când chiar voiam să citesc, de acum știam și litere, n-aveam ce citi, fiindcă toată literatura română era interzisă. Deci, ca și cum n-ar fi existat, s-a creat un hiat între culturi, de parcă au venit rușii și noi eram niște maimuțe care au coborât din copaci și abia atunci am început a învăța. Era interzis oficial sau până la urmă nu, n-aveau ce interzis oficial. Ei au, odată cu venirea lor, au decretat că este limba moldovenească, care se scrie grafie chirilică, și tot ce a apărut până atunci, dar n-a apărut aproape nimic, ei au dat foc și la cei ce a mai rămas, chiar și prin biserici au dat foc la căsle cu grafie latină și atunci nu exista nimic. Cu grafie latină? Da. Dar carte românească, scriitor român, traduși în chirilică, să spun, cu grafie chirilică, existau? Îi puteai citi pe Caragiale în... Nu. Nu, nici nu puteau să existe, fiindcă la început au apărut niște traduceri, în așa zisa limba moldovenească, niște traduceri din cărți foarte proaste și cu traduceri infecte, încă cu dialectul ăsta din Transnistria. Și trebuie să știți că eu sunt născut într-un sat de pe malul Prutului, la 200 de metri de frontieră, și auzeam radio România și vorbeam o altă limbă decât cea care eram nebuie să citesc. Deci era de necitit, absolut, așa cum apăreau. Absolut. Și abia după aceea, în 56, după moartea lui Stalin, n-au permis ca să fie editați clasicii români.
dar și acolo s-a făcut o selecție ca să apară numai clași români moldoveni, deci cei născuți în Moldova, de dincolo de Prut. Deci Eminescu putea să apară, Alexandrii putea să apară, Caragialinuri, Evrearunuri, Ghezinuri, Goganuri, toți ceilalți nu. Și deci au apărut la început Sadoveanu, nu știu de ce n-apărea, dar a fost un caz curios când el a venit, era o mare și respectat de ruși, fiindcă el a știut să se adapteze și era, și făcea parte din comitetul ăsta pentru pace. Era un om cu o greutate la Moscova și când a venit la Chișinău, situația era ridiculă, fiindcă la noi era redacția de literatură moldovenească, redacția de literatură în limba rusă, redacția de arte și toate celelalte și redacția de traduceri. Și el a apărut la redacția de traduceri și era foarte curios cine l-a tradus pe el din română în moldovenească. Da. Asta era. Deci asta a fost, la început, statutul clar al cărții de limbă română era inexistent, precar oricum. Cum a evoluat pe parcurs? Adică în 89, când a apăruse perestroica, glasnost, care era statutul cărții de limbă română? Statutul cărții de limbă română se schimbase radical, fiindcă a apărut de acum scriitori. Mulți scriitori, care și scriitori de importanți, care scriau într-o limbă frumoasă, care o numeau moldovenească sau o numeau în limba maternă ca să scape de adjectivul ăsta cu moldovenească, dar era vorba de altceva și din cele 300 de titluri care apăreau, vreo 300 erau în limba română și vreo 30-50 erau cărți în limba rusă, dar cărțile în limba rusă se făceau în tiraje enorme, de jumătate de milion, de milion, chiar 2 milioane la unele titluri și oricum se vindeau pe putejdea, fiindcă se făcea prin întreaga Uniune Sovietică. Se lua remarc, să zicem, se ieta în limba rusă, toți voiau să aibă cartea nu se găsea în liberă vânzare și atunci cu o carte sub soare și cu o sticlă de vin moldovenesc era cel mai iubit oaspete în Rusia. Și în felul acesta, cărțile care erau editate în tiraje enorme în limba rusă, susțineau într-un fel și cărțile care apăreau în limba română. Da, era un public pentru cărțile în limba română? Știu că într-un interviu mai vechi spuneați la un dat că nu era și un apetit în Moldova, de peste Prut, în Basarabia, pentru citit. El nici acum nu prea există. De ce? Din păcate. Care explicația? Da, înțeleg că dincoace de Prut în Moldova se citește. Oricât ar părea de straniu, Moldova de dincolo de Prut este o regiune mai săracă a României, dar se cumpără cele mai multe cărți. Din perspectiva dumneavoastră dincolo, ca să înțeleagă telespectatorii, dar dumneavoastră care stați în Chișinău, dar să mă încurc și eu cu scoambele, cu un picior pe un mal, cu altul pe celălalt, dar în Moldova românească, evident, se cumpără cele mai multe cărți. Și asta, nu numai de la editura noastră, dar și la toate celelalte. Deci oamenii, nu știu dacă citesc mai mult, dar cumpăr mai mult și nu sunt cei mai bogați. Dincolo, la dumneavoastră, practic, de ce? La dumneavoastră, la noi, din păcate, cărțile se cumpără tot mai prost și tirajele scad, iar acesta este un lucru dramatic. Dacă înainte eu făceam, zicem, un tiraj de 2500-3000 de exemplare, când nu exista încă editura în România, pentru toată Republica Moldova, acum eu n-aș putea vinde asemenea tiraje. Iar, hai să zicem, tragismul situației este că cu cât tirajul este mai mic, cu atât prețul de cost este mai mare și prețul de raft devine tot mai mare. Și atunci cartea devine inaccesibilă. Prima explicație, spuneți noastră, că este, ar fi prețul, costul sau, eu știu, nivelul vieții, până la urmă, sărăcia de acolo. Nivelul vieții, fiindcă atunci când omul trebuie să aleagă într-o bucată de pâine și o carte, el o să aleagă bucată de pâine și nu pot să-l condamn. Salvarea noastră a fost, și am repetat-o din nenumărate ori și o spun și în această emisiune, salvarea noastră a românilor din Republica Moldova, a cărții, în general, este numai unirea cu România, fiindcă el amintea cocoșului, cu cât piața este mai mare, cu atât și posibilitățile sunt mai mari. Cu cât statul este mai mare, cu atât prețul
ca să importi ceva este mai mic și prețul de raft devine mai mic, prețul care se vinde devine mai mic. Da. Astfel, noi am ajuns, din păcate, și aici, în România, să facem un cuteraj de 2.500-3.000 de exemplare pentru întreaga România și Republica Moldova. Dar las, să zicem, 2.800 de exemplare în România și duc încolo numai 200 pe care le vând cu destulă greutate. Dar măcar la tirajul ăsta pot păstra un preț cât de cât accesibil pentru citorii de acolo. Ce se caută în general? Ce vindeți cel mai bine? Bine, știu că dumneavoastră sunteți axat ca editură pe carte școlară, nu? Sau, mă rog, aveți un volum consistent de vânzare pe zona asta. Noi suntem o editură din start. Ne-am propus ca să devenim o editură generalistă, de pe care n-ar exista alte edituri. Și chiar nu ne interesează dacă apare o carte bună, ne felicităm numai colegii, dar cărțile în toate domeniile trebuie să apară neapărat și la Litera. Așa că este și ficțiune, este și cărți de dezvoltare personală, sunt albume de art, sunt ghiduri de călătorii, sunt pe domenii ale științei. Nu facem o carte sau două, dar facem colecții și beletristică și enciclopedii, uite, și istorie, și geografie, și psihologie. Mi-ați adus aici, văd. Da. Da, da, și dăruiesc cu drag. Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova. Da, am specificat și a Republicii Moldova, fiindcă apare pentru prima oară o istorie comună și a părții de peste Prut, care din 1812 a fost despărțită brutal de patrie și timp de 200 de ani a fost sub ocupație străină, cu excepția anilor interbelici. Unde se oprește volumul? La ce capitol din istorie? Abia aștept să-l citesc. Volumele în două statele se oprește în prezent. În prezent. În prezent. În prezent, spuneam la începutul emisiunii, avem parte de un eveniment, eu nu m-aș feri să-l numesc istoric, această lege care consacră statutul meritat al limbii române, de limbă de stat. Da. S-a terminat cu limba moldovenească, cu experiența, în legislația. Asta este o invenție pur imperială. Rușii au aplicat-o peste tot, unde au venit cu așa zisa eliberare. I-au eliberat de tot ce au, și de avut, și de limbă, și de ei înșiși. Și de aceea ei au pedalat foarte mult pe limba moldovenească, care este deosebită de cea română și este mai veche decât cea română. Și Cum răspundeți acestor teorii? Noastră, ca om care v-ați ocupat o viață de limba română, de carte. În primul rând, prin faptul că am făcut vreo 15.000 de titluri de cărți în cei 34 de ani de activitate. Este o bibliotecă mare. Și pe scurt, în esență, care ar fi răspunsul datul acestor alegații? Că limba română ar fi, limba moldovenească ar precede limba română, e cu totul altceva? Ce susține și astăzi Putin și regimul său? Le-aș spune cuvintele lui Eminescu. Nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba este stăpâna noastră. A fost o inepție și o enormă greșeală ca să accepte unii dintre moldoveni și să bată cu pumnul în piept că ei sunt aparte de români și că vorbesc o altă limbă. Da, ei vorbesc un dialect pocit al limbii române și dialectul ăsta poate să prezinte interes pentru lingviști. Da. Că atunci când un moldovean se duce la plajă și se adresează unui barman și spune, dă-mi un bocal de pivă că să mă răcoresc, și la ei răspunde, și asta e caz autentic. Da, deci, domnule, parcă vorbiți românește, dar nu vă înțeleg. Ce e aia pivă? Pivă e bere sau ce? Bere, da. Dă-mi o halbă de bere. Mai știu și eu. Dar vă dați seama că nu toată lumea, și mai ales astăzi, nu prea mai știe rusă și nici nu cred că e de dorit să mai știe la ce se întâmplă. Ideea este că, da, spuneați că e o limbă pocită, mă rog, eu aș spune cu multe
incoerențe și multe barbarisme. Multe barbarisme. Da. De exemplu, mă uitam și eu, tot fac drumuri în Republica Moldova, știți bine, avem un studio acolo, TVR Moldova, care promovează, este ca cineastă printre cei care promovează, că asta e rolul, limba română, spiritualitatea românească, și cred eu că o face cu bine. Din desele călătorii am auzit și eu astfel de barbarisme, inclusiv, vă dau un exemplu așa, poate trebuie spus, nu știu, încrezut acesta, deci știți, da? Încrezut folosit la modul de încrezător. Da. Adică în loc de încrezător, eu foarte încrezut că se va întâmpla... Da? Este un calc din limba rusă și asemenea calcuri sunt foarte multe. Și mai ales... Mai aveți exemple? Păi, dacă e vorba de limbajul șoferilor, să zici, el o să spună că rulește în loc de conduce, de la ruli. Sau tormozește când pune frâna. Și tormozește, da, tormoz. Da, e mai lung, parcă mai ușor. Altele, da, un caz chiar de la mine din comună, când doi din același sat s-au despărțit, unul în timpul războiului a plecat în România și a rămas acolo și vorbea limba română și ăsta care a rămas aici și vorbea limba moldovenească s-au întâlnit în gară și a venit românul să-și vadă satul natal după 40 și ceva de ani și îl roagă pe ăsta care era șofer cu autobasculantă să-l ia să-l ducă până acolo și să-i spune, băi, eu sunt cu Samosfalul și tu să mă duc și la Chirpișnii Zabud. M-ați pierdut. Acela se uită și nu înțelege. Asta este limba moldovenească și celălalt este română. Să mai repet încă o dată. Și asta tot așa îi spune. Și nu, sincer nu înțelege cum de acela nu pricepe ce îi spune el. E cu autobasculantă și trebuie să duc la fabrica de cărămină și nu poate să-l duc până acasă. Toate, de asta doi prieteni de toate viață. Toate acestea fiind rusisme, nu? Adică el vorbea sigur, cuvinte? Da. Fiindcă asta e limbajul de specialitate. E un limbaj de specialitate și asta e în toate domeniile și asta este o mare problemă pentru noi și a fost tot timpul, fiindcă nici chiar cei care citesc nu cunoșteau toate cuvintele specifice unui anumit domeniu. Și atunci, ca să te pricepi în agricultură, să știi toate plantele, să știi toate procesele sau în construcții, trebuie să cunoști terminologia. Da, deci da. Eu când mă duceam la Moscova sau la Sankt Petersburg, păi nu alegeam cărțile după criteriul valorii sau după scriitoriu, luam raftul întreg odată și cu asta terminam, pentru că cărțile în limba română s-au vândut o perioadă la Chișinău, dar când eram eu student, deja nu mai existau, au fost închise toate și se vedeau numai în centrele mari ale Uniunii Sovietice. Tu veni la jurnalistică? Da, am fost la jurnalism, da. Da, cât de dificil a fost procesul ăsta de rusificare? Sau, rog, este, pentru că continuă și acum ne luptăm cu asta. El nu s-a încheiat și nu s-a încheiat de repede, fiindcă ăsta este un proces foarte îndelungat, când o generație trebuie să schimbe cu o altă generație. Numai schimbarea aceasta a generației vechi care vorbește acel jargon și o să continue să vorbească așa până la sfârșitul vieții, e va fi schimbat doar de cei care vin în locul lor și care vor avea acces. Acum călătoresc în România foarte mult. De acum ați văzut, fac haz de limba moldovenească. Asta nu e rău până la un moment dat. Există să face haz și de alte dialecte din România, dar nimeni nu are pretenția că vorbește altceva decât română. Nici în Banat, nici în Ardeal. Nu e invadată limba de atâtea barbarisme. Când acolo se iau cuvinte de limba rusă și se pocesc când nu sună nici rusește, nici românește. Asta este problema cea mare și ea va fi rezolvată prin intermediul cu ajutorul școlii, televiziunii, radioului, cărților și așa mai departe, dar și a limbii vorbite, e uzual. Da. E trist să vezi că ce s-a făcut, poate, evident, dureros, dar cumva ușor, că erau condiții de dictatură și s-a stricat tot acest peisaj, da, cultural de către Stalin și ai lui, de către comuniști, poate fi desfăcut atât de greu, reparat în zilele noastre.
El atunci ce au stricat repede se repară prin, foarte și, greu. Și prin violență. Și prin violență, da. Da. Iar acum lucrurile sunt, se produc pe cale democratică și trebuie să convingi lumea. Să convingi lumea și după aceea să vezi totuși cum se comportă în față de limba română și în alte regiuni care toată calda simpatiei pe care o port ucrainienilor, dar acolo limba română este strâmtorată. Și cel mai grav este că ei au preluat și modelul acesta rusesc de a diviza etnicii români în două. În regiunea Cernăuți, ținutul Hotin, le spune români, iar în regiunea Odessa sunt moldoveni. Deci, unii vorbesc limba moldovenească, cei vorbesc limba română și în loc ca minoritatea română din Ucraina să fie pe locul 3 ca număr după ucraineni, evident, ruși și după aceea români. Da, e important cum se declară cei din zona de sud a Ucrainei, din Odessa. Ei trebuie să declare așa cum sunt scriși în pașaport. Și dacă este scris în pașaport român, atunci așa rămâne, iar celălalt este scris în pașaport moldovan. Ce efect credeți că va avea, dacă va avea, eu sper că va avea, dar dumneavoastră cred că puteți să apreciați mai bine, această lege care consfințește limba română ca limbă oficială în toată legislația? Înțelegi, devenise acum stupid insistența asta când, să zicem, în cazul meu concret, participăm la licitație pentru editarea manualelor. Manual de limba română pentru clasa a doua, manual de limba română pentru clasa a treia. Iar în actele de licitație, caietul de licitație este scris că prezentăm toate actele în limba de stat. Ei... Da. Asta e o lașitate. O ipocrizie. Dar, da, sigur că da. Și sunt funcționari care se tem și de umbra lor. Și atunci, până nu este oficializat termenul, el nu îndrăznea să scrie acolo. Și de ce începe? Limba de stat, limba de șezut, limba mamei, limba tate, limba bunică, limba nu mai știu a cui, numai limba română. Spereau de sintagma limba română, cred, cel mai periculos lucru. Cine ce trebuie să mai facă pe drumul acesta al unificării spirituale pentru început și cu depline în timp dintre România și Republica Moldova. Păi să știți, se fac foarte multe lucruri. În primul rând, da, ajutorul dezinteresat al României valorează enorm și la propriu și la figurat, pentru că este vorba de 10 de milioane de euro care au fost investiți, mă rog, 20 de milioane numai în reconstrucția grădinițelor din Republica Moldova. Și asta în timp ce unii grădinițe din România n-au primit banii ăștia la timpul respectiv. Și cu atât apreciez mai mult gestul României. Și s-a făcut fără nicio discriminare rasială. Deci nu era important că este grădinița în Găgăuzia, da, 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 sau că sunt în grădinițe ruși. Lucrurile merg în direcția cea bună și o să se remedieze destul de repede, pentru că vă spun, crește o altă generație. Și ce gusturi are această generație? Ce se caută mai mult? Dumneavoastră ce vindeți mai mult? Adică, mai mult acum să vinde dezvoltare personală, dar aici știți că și cărțile au trecut hotarele de mult, dar acum este un alt tip de literatură, este cartea în format digital, e-book sau audiobook. Și fiindcă vă spuneam, noi întotdeauna încercăm și măcar cu jumătate de pas înaintea celorlalți. De aceea urmărim foarte atent tot ce se întâmplă în lume, toate evenimentele, participăm la toate târgurile mari și de carte. Și au început să prindă și aceste... Da. Fiindcă că noi am încheiat contracte și cu alte edituri și deja pe platforma care am creat-o, Voxa, sunt 4.000 de titluri. Da. De cărți în format digital. Cum? Și până la sfârșitul anului sperăm să aducem această cifră spre 10.000, fiindcă mai trebuie să mai convingem unii edituri. E loc, e piață pentru așa ceva? Adică e piață pentru lectură, pentru citit, chiar în vremuri de război și de crize profunde, economice, energetice? Piața aceasta este în continuă creștere. Dacă în Occident ea a atins cota de 10%, în comparație cu cărțile în format clasic, pe hârtie, pe suport de hârtie, în România deocamdată este un singur procent.
1%. Deci e loc de crește pe zona asta, dar pentru citit loc, în general, pentru lectură, este, ce puteți spune? Cum? Este extrem de comod să citești pe... Să citești... Eu nu sunt un fan, de-aia nu insist și nu avem mult timp, dar eu nu sunt un fan al lecturii pe Kindle, dar vă înțeleg punctul de vedere și probabil că sunt mulți care sunt atrași de acest mod de a lectura, dar spuneți-mi ca să nu să încheiem cumva cu concluzie legată de citit. Să citește cum să citește în continuare, chiar în format tradițional, pe hârtie. Că e război în jurul nostru, sunt crize. Este și un război și este și un război informațional și este extrem de multă informație care oricum ajunge. Deci citește mult, mai mult ca oricând, dacă e să o luăm așa. Dar nu cartea de beletristică, dar în ansamblu este foarte multă publicitate, se aude foarte mult, se vede foarte mult și pe urmă și cărțile. Iar din cărțile noastre care se cumpără mai bine sunt cele de dezvoltare personală, cărțile de psihologie, deci cărțile care pregătesc omul pentru viață. Și de acum romantici, citesc și romanii pe care am folosit. Bun, eu cred că am atins cam tot ce îmi propusese. Sper că și telespectatorii să fie încântați de acest dialog. Aș încheia doar continuând să mai spuneți două, trei elemente din rețeta succesului. Mi-a spus doar unul, munca. Celelalte pot fi poate subînțelese din dialogul nostru, dar le-aș vrea să le precizați dumneavoastră foarte pe scurt pe final. Deci... Ei, asta este ca în toate domeniile, chiar și genele trebuie să muncească, având talentul de la Dumnezeu, dar trebuie să muncească foarte mult pentru a-l fructifica. Iar aici, pe lângă muncă, sigur că urmează să cunoști foarte bine piața și întotdeauna să fii măcar cu jumătate de pas înaintea celorlalți. Dacă pășești în rând cu toți, succes va fi, dar succes va fi modest. Iar eu, din păcate, sufăr de o maladie foarte grea. Ați vrut să fiți primul tot timpul. Ați reușit cel puțin cu editura. Asta am vrut și le-am insuflat-o și copilor. De ce suntem primi și la editare de carte și la carte digitală și la în toate domeniile. Chiar și în domeniul educației noi încercăm să facem foarte mult și iată că ați început cu educația. Aici este catalogul manualelor pentru clasa a 5-a. Da. Noi le-am câștigat toate manualele pentru clasa a 5-a. Bun, mulțumesc! Sper să continuați să fiți sursă de inspirație pentru mulți, inclusiv pentru cei care au privit această discuție. Mulțumesc, domnule Anatol Vitrașcu, mulțumesc dumneavoastră, doamnelor și domnilor, o seară bună în continuare, rămâneți cu Televiziunea Română.